Avem plăcerea ca în studioul nostru să fie invitat domnul profesor Gheorghe Nichifor, directorul Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu, în același timp președintele filialei Gorj al Societății de Științe Istorice și pe parcurs poate atingem și alte ocupații sau alte poziții. Una foarte interesantă din care se poate ajuta învățământul, după părerea mea, fiind și cea de consilier județean. Bun venit în emisiunea noastră! Bine v-am găsit! Prin prima emisiune, dar în același timp, iată, părinții, elevii de clasa 8-a își fac deja planurile, ca să spunem așa, pentru avem și o simulare a examenelor de evaluare națională și de bacalaureat în luna martie. Ne-am gândit să încercăm să rezolvăm puțin această dilemă între liceul teoretic și liceul tehnologic, pentru că în ultimul timp vorbim mai mult de liceul tehnologic, având în vedere că e și puțin ostracizat. Pe de altă parte, cam tot ce înseamnă elevi de bună calitate, cam tot ce înseamnă, să zicem așa, opțiunile părinților, merg spre colegiile naționale, spre liceele teoretice în general. Și era normal să chemăm în emisiune liceul cu cele mai bune rezultate în ultimii ani și mă refer aici la examenul de bacalaureat, la admiterea în liceu, ca și medii și profil, ca să nu mai vorbim și de alte concursuri, rezultate, proiecte în care dețineți un record pozitiv greu de invidiat. Sunteți liceul plasat cel mai bine la nivel național pe acești indicatori pe care îi face Ministerul Educației. Mă și gândeam acum când ați anunțat tema emisiunii noastre la faptul că întâmplător sau nu, în aceeași curte coabităm două unități școlare care răspund perfect la cele două întrebări. La cele două întrebări, un liceu teoretic și un liceu vocațional, tehnologic, este vorba de liceul energetic, amândouă pornind din aceeași tulpină, grupul școlar energetic Ecaterina Teodoroiu de Odinioară, așa încât știu foarte bine realitățile și pot să înțeleg multe lucruri în ceea ce privește, să spunem, opțiunile părinților și elevilor pentru un tip de liceu sau altul. Mai ales că în ceea ce mă privește, evoluția mea profesională de-a lungul anilor și au trecut niște ani de când pășeam pe băncile școlii, a trecut și prin zona aceasta a tehnicului, pentru că personal, dacă e să fac așa o destăinuire pentru telespectatorii noștri, sunt absolvent de școală profesională și nu orice școală profesională, grupul școlar profesional și tehnic de pe lângă uzinele 1 Mai din Ploiești, care la vremea respectivă când eu am terminat, și asta se întâmpla prin 1974, avea numai puțin de 3.000 de elevi în cei 3 ani școlare, anul 1, 2 și 3. Totul era atât de bine pus la punct, încât cred că cei ce studiază, ca să spun așa, perspectivele învățământului nostru vocațional, ar face bine să se uite și în trecut, pentru că performanțele au fost foarte mari în acest domeniu și sigur că se pot învăța multe. V-aș spune că la meseria pentru care eu am optat în 1971, ultima medie a fost 7,75. Cea mai mare era aproape de 10 media de admitere. Deci învățământul tehnologic atunci era căutat, se bătea lumea pentru el, nu ca acum unde... Absolut, de asta și... Nu era o cenușereasă. Sigur, de asta și părinții mei au optat în ceea ce mă privește. Ulterior, sigur că am schimbat traseul și am mers spre uimirea tuturor celor din familia mea, spre un liceu teoretic pe care l-am luat de la început, din clasa 9, deși puteam să dau diferențe și să intru într-a 11-a la un liceu industrial. Deci, de asta v-am spus, cunosc foarte bine aceste lucruri și părinții pot să se gândească atunci când optează pentru
forma de învățământ pe care o vor agrea copiilor să se gândească înainte de toate la aptitudini. Vreau să vă spun că asta era principala limită a învățământului de atunci. Eu am constatat la un moment dat că aptitudinile mele se îndreaptă către o altă direcție și nu aveau nicio legătură cu spațiul în care eu mă mișcam și de aceea am optat pentru un liceu teoretic și am făcut carieră în această direcție, întrucât facultatea de istorie pe care am urmat-o la București avea legătură cu aceasta. Dar să ne întoarcem la discuția noastră. Spuneam că, sau spuneați dumneavoastră, că există o predilecție a opțiunilor către teoretic în defavoarea liceelor tehnologice. Explicațiile sunt foarte bine cunoscute. Economia noastră care, așa cum știm, înainte de 1989 avea în vedere dezvoltarea cu prioritate a industriei, așa, sigur, și a agriculturii de tip intensiv și a serviciilor pe care le știm, înghițea o mare parte din absolvenții din aceste domenii. În clipa de față, lucrurile stau exact invers. Economia noastră este cea care este și atunci pregătirea tineretului nostru are în vedere cam ce s-ar putea face în România și ce se poate face încă o facultate de medicină informatică, să spunem automatică, facultățile acestea profil militar, poliție, armată și așa mai departe și medicină, am spus, cam acestea ar fi direcțiile către care se îndreaptă absolvenții noștri de liceu. Și atunci un liceu teoretic este în clipa de față o soluție, dar nu cred din punctul meu de vedere că este bine ceea ce se întâmplă. Bun, n-am discutat până acum dacă e bine sau nu e bine ce se întâmplă și într-o societate normală învățământul tehnologic ar trebui să fie peste 50%. De fapt și legea, cam spune asta, îngor și e puțin inversat procentul, probabil se va corecta în următorii ani. Însă vreau să vă spun, îmi scria un părinte chiar astăzi când am anunțat tema pe variantă pe Facebook și spune așa, e normal ca părinții să meargă să opteze alături de copii spre liceele teoretice, pentru că procentul de intrare în universitar este undeva la 99%. Deci, practic, cam toți ce termină liceele teoretice, colegiile naționale cel puțin, merg în facultate. Spunea, că uitați-vă la procentul de luarea bacalaureatului de la liceele tehnologice și v-ați răspuns la întrebare, nici nu mai e nevoie. Și cam are dreptate. Are dreptate și de aici pornesc discuțiile celor care lucrează în domeniul acesta foarte sensibil, care este învățământul. Indiscutabil ar trebui umblat și la bacalaureat, pentru că, iată, ați deschis discuția, un bacalaureat diferențiat pe profiluri care să, până la urmă, să-i conducă pe absolvenții de tehnologic către opțiunea aceasta a tehnicului. Mie mi se pare puțin ciudat să nu avem disciplinele tehnice la bacalaureat. Adică astea ar trebui să formeze ponderea unui bacalaureat la un liceu vocațional. Și atunci, și sigur că mai sunt și alte lucruri pe care le putem aprofunda, dar este un lucru important, cel pe care l-ați deschis dumneavoastră, ca venind din partea unui părinte, ca el, cu siguranță, sunt foarte mulți. Da, chiar preciza, acest lucru este unul din părinții de copii care sunt la liceu în momentul de față. Apropo de diferența aceasta care se face între cele două tipuri de liceu și, bine, să zicem că ar fi trei, dar cele mari acestea sunt. Cum vedeți și mai ales că, iată, ați făcut astăzi seară o dezvăluire pentru telespectatorii noștri, aveți și experiența practică, adică ați trecut prin asta, ce ar fi de făcut ca și învățământul tehnologic
să urmeze cumva rețeta colegilor naționale. Indiscutabil trebuie să dăm tuturor copiilor care termină clasa 8-a o șansă. Și șansa aceasta poate veni și din partea școlilor profesionale. S-a revenit la școlile profesionale. Din nefericire, nu mai sunt atât de căutate, deși piața muncii resimte lipsa unor meserii care până acum erau, cum să vă spun eu așa, foarte, foarte la îndemână românilor. Nu mai sunt instalatori suficient de mult, nu mai sunt mecanici, nu mai sunt până la urmă cei care lucrează în construcții, zidari, faianțari și așa mai departe. Toată lumea învață, e un fel de autodidacticism aici teribil, toată lumea învață singură aceste meserii, deși am rămas foarte surprins și eu într-o discuție recentă cu tatăl unui băiat care se află în Anglia și care l-a sunat să spună că va trebui să vină aici și să-și rupă din timpul de acolo, să vadă ce va face, ca să parcurgă niște cursuri de instalator. Cursuri care se pot face la noi prin Camera de Comerț, după câte știu. Iată, în străinătate se cere documentul care să ateste că ești specialist în branșa respectivă. Ceea ce înseamnă că trebuie să ne gândim foarte bine la acest lucru, nu numai cei care coordonează învățământul, ci și părinții. Sunt aceste șanse care sunt școlile profesionale susținute, după câte am văzut, de către stat, de altfel și pe vremea mea, dacă le-aș mărturisi telespectatorilor și cu siguranță unii dintre dumneavoastră știți lucrul acesta, câți bani se alocau pentru un elev de la profesională cu îmbrăcăminte, cazare, transport la vacanțe gratuit și toate aceste lucruri, până și pasta de dinți și săpunul îl primeam gratuit. Toate acestea ne obligau la un contract pe care să-l semnăm pe o perioadă de 5 ani cu o întreprindere și nu aveam voie să ne mișcăm din acea întreprindere. Și iată, stabilitatea venea de undeva. Sigur că și agenții noștri economici au nevoie de personal calificat care să-și dovedească fidelitatea și în timp față de unitatea la care ei prestează. Deci o atenție mai mare până la urmă a tuturor față de aceste forme de învățământ. Dar școala profesională este, dacă vreți, o modalitate, să spunem, mai ușoară de a învăța o meserie. Ce face liceul tehnologic, iarăși trebuie să știm. Mai are nevoie de multe lucruri ca să, spunem așa, ca să ne satisfacă. Bruma de bază materială care a mai rămas prin unele licee tehnologice este total depășită, sau noutățile care au venit nu sunt foarte bine stăpânite de către cei care le predau. Nu vreau să intru în amănunte așa foarte numeroase, dar nu știu în ce măsură putem să facem noi clase de robotică autentice sau trebuie mult la dotările lucrat noastre, la, da? La dotările noastre și la calificarea oamenilor noștri. Până la urmă este extrem de important să ai pe cineva care se pricepe, care știe ce trebuie să facă în domeniul respectiv. Prin urmare, avem nevoie indiscutabil de cadre didactice foarte bine calificate, de tehnicieni, de ingineri autentici, nu făcuți așa peste noapte în condițiile în care a absolvit în
trei ani de zile, două sau trei facultăți în același timp și ele sunt și foarte diferite ca specializare, să Bine, zic. Acum știm că înainte de 89, liceele tehnologice, industrialele, da? Cum se numeau atunci, dădeau, să spunem așa, acei numeroși studenți care terminau politehnicile din țară și care își găseau și loc de muncă. Spuneați dumneavoastră puțin mai devreme de faptul de fidelitatea care trebuia să o arăți 5 ani pentru o întreprindere. Păi, poate unii din absolvenții de acum de profesională, ăia puțin cât sunt, poate ar fi fericiți să știe că 5 ani de zile are locul de muncă asigurat la una din întreprinderile din Târgu Jiu. Și cred că sunt șanse. După știința mea, sunt agenți economici care asigură acest plasament pe o perioadă determinată de timp. Sigur, noi trebuie să acceptăm până la urmă ideea că asta s-a întâmplat după 1989, o economie super centralizată, unde totul se făcea conform planului, inclusiv pregătirea viitorilor muncitori, a fost înlocuită cu un alt tip de economie. Necazul este că nu poate fi comparată această economie cu cele din țările capitaliste. Aici este problema. Încă nu am ajuns la modul lor de organizare care duce până la urmă, dacă stăm bine și ne gândim, tot către planificare. Nici acolo lucrurile, concurența nu înseamnă instalarea întâmplătorului. Nu, lucrurile sunt bine puse la punct și acolo. E bine, până când la noi se va, să zicem noi, contura un proces similar, sigur că va mai trece vreme, dar nu trebuie să fim lipsiți de speranțe. Bineînțeles, și acum rămâne și problema aceasta, ca, să spunem, în viitor, și în Gorj, dar și în toată țara, învățământul tehnologic să ocupe undeva pe această plajă, undeva spre 65%, chiar cum e media europeană, poate chiar 70%, cum era la noi în România înainte de 89%, iar învățământul teoretic să meargă pe acel segment de 30-35%. Mai ales că, din fericire, avem încă buni specialiști în învățământul tehnic, inclusiv la nivelul județului nostru. Sunt licee tehnologice care au încă personal de predare de bună calitate. Eu mă refer și la cel care este lângă noi, liceul energetic, un liceu singurul energetic, la energetic, de da, un liceu de prestigiu, un liceu care face față cu succes provocărilor, cel puțin, să spunem, la nivelul unui număr de elevi și de cadre didactice. Și lucrul acesta trebuie valorificat. Noi nu trebuie să coborâm, noi trebuie să ridicăm ștacheta și în această direcție. Da, e o problemă care nu, cu siguranță nu reușim să o tranșăm în această seară, dar am vrut să aflăm părerea și venind din, am tot avut păreri din partea liceelor tehnologice. Din partea liceelor teoretice mai puțin. Tocmai asta am profitat de faptul că ați putut veni în emisiunea noastră să vedem și poziția celor care sunt în deocată beneficiarii acestui. Stăteam și mă gândeam la un lucru acum. Există un domeniu care și la nivelul liceelor teoretice are mare legătură cu tipul de liceu tehnologic. Mă refer, și este situația la Colegiul Ecaterina, mă refer la clasele de matematică informatică intensiv, unde informatica se predă intensiv și, de ce nu, lucrul acesta se poate face foarte bine și la liceele tehnologice. Eu vreau să vă spun că baza materială la acest capitol în liceul energetic nu este deloc de neglijat, au ceea ce le trebuie. Sigur că trebuie, este necesară... Nu, trebuie să aibă și materia primă, adică elevii. Absolut. Aici ajungeam la acest
la acest capitol trebuie să existe. Și avem un program derulat încă de anul trecut, intră și liceele Gorjene, de fapt prima etapă, vor intra și celelalte, dar cred că numai liceele tehnologice, intră acel ROSE, unde se va obține finanțare pentru dotare și care poate aduce, ajută cumva liceele tehnologice să se apropie măcar la nivel de opțiune de cele teoretice, cel puțin teoretic, adică să oferă cam aceeași bază. Acum, vorbind de dotări, într-adevăr, sunt mai puține colegiile naționale, dar, de exemplu, și luăm situația de la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, dotarea este la standarde, să zicem așa, minim europene. Așa, acceptabile. Da, acceptabile. Nu, e loc de mai bine, e clar, dacă vă citim programul dumneavoastră managerial pe următorii planuri de dezvoltare, deci o să află că sunt multe de făcut. Tocmai pe acest reper vă spuneam. Dar, în general, face față cerințelor și dovadă sunt rezultatele din ultimii ani. Aș vrea să facem trecerea spre partea, pentru că avem în față și istoricul de data aceasta, un istoric care în ultimul an a avut un an foarte plin și al 60-lea al vieții, n-am reușit să facem o emisiune atunci și vă urăm măcar acum, la mulți ani și în direct. Mulțumesc. Dar... 4 cărți? Doar fără reeditări, nu? 4 au fost? Nu, e prea mult. Este vorba de bibliografia aceea, da. Cartea la... Bine, care face cu o carte. Așa, de Revoluția din Ungaria și iată, avem și O Viață Cotidiană care apare... Da, probabil nu am numărat cele două de Viață Cotidiană, de au ieșit 4, da, ultimile două. Da. 3 ar fi și cu siguranță putem să-l adăugăm și pe Dincă Schileru, ediția a treia, care înseamnă o reeditare foarte dorită de mulți cititori. Am vrea, de altfel, dacă vor fi posibilități, să facem o lansare puțin mai aparte. Vom încerca să-l lansăm pe Dincă Schileru într-o zonă pe care el a frecventat-o aproape 2 decenii. Este vorba de Parlament. Vom încerca să facem lansarea ediției a treia în Parlamentul României, unde este bine ca telespectatorii noștri să afle, există și portretul lui Dincă Schileru între marii parlamentari ai țării. Este foarte important să mergem la rădăcinile noastre identitare și să luăm oameni politici din toate zonele, iar el, Dincă Schileru, s-a aflat în această zonă extrem de sensibilă a societății românești la cumpăna celor două veacuri. Țărănimea. Noi știm că amândoi, ca dascăl de istorie, cele mai importante mișcări țărănești din istoria noastră s-au derulat atunci, la cumpăna celor două veacuri, în 1888, și 1907, ca să le luăm două repere, fiind cele mai importante frământări sociale. Și el s-a situat acolo, s-a implicat foarte mult în legislația rurală, a avut puncte de vedere extrem de pertinente, de care au ținut cont mari oameni politici ai vremii. Pentru că a venit vorba de această reeditare, grație unui coleg de-al nostru, un distins intelectual, mă refer la profesorul Zenovie Cârlugea, am intrat în posesia unui text care a fost realizat în ziarul Timpul în 1882 de Mihai Eminescu. Mihai Eminescu fiind la vremea respectivă cel care scria despre inițiativa lui Dincă Schileru de a face, alături de Constantin Dobrescu Argeș, o formațiune politică a țăranilor. Partida aceea țărănească pe care ei o preconizau în Argeș, la întrunirile de la Argeș, dar și de la Bâlteni, este luată în discuție de către Mihai Eminescu. Bineînțeles, Mihai Eminescu apără punctul de vedere al conservatorilor și
îl timpul critică. Era un ziar politic. Așa, timpul era un ziar politic și îl critică indirect și pe Dincă Schileru, mai mult pe Cea Rosete, pentru că se pare în spatele acestei construcții se afla liberalul radical Cea Rosete, care începuse să se inspire foarte serios din niște mișcări sociale derulate în Irlanda la vremea respectivă. Mărturisesc că încerc să caut să vedem ce s-a întâmplat acolo, pentru că nu știu personal despre ce este vorba. Dar iată, sunt lucruri care se pot spune despre Dincă Schileru de la o etapă la alta și îl putem întoarce pe toate fețele. Asta este o carte care o să apară foarte curând, repet, este ediția vorba de ediția a treia. Și mă gândesc câte cărți de după 1989 apărute în Gorj cunosc trei ediții. Eu cinstit n-am auzit de o a treia ediție. Exact, și amândoi am prezentat și ediția întâi, și ediția a doua, ba chiar am făcut o emisiune în librărie, dacă vă amintiți, da, da. Așa, o emisiune gustată de către publicul telespectator de atunci. Nici o carte nu se mai găsește, ba au fost solicitări mari de tot, inclusiv din Germania. Este un personaj fabulos acest Dincă Schileru și dacă lansez așa un fel de provocare, dacă ai noștri gorjeni s-ar gândi să includă subiectul acesta Dincă Schileru, biografia sa tumultoasă, într-o piesă de teatru jucată pe scena teatrului nostru Elvira Godeanu, sau, de ce nu, un film cu Dincă Schileru, pentru că are o viață nu numai politică extrem de intensă, ci și alte lucruri. A existat un atentat la viața sa. Se pare că el este implicat, după unele opinii, într-un atentat pe undeva pe la Sâmbotin, pe la Schela. Sunt multe lucruri care ar putea să îi atragă pe spectatori, pe cititori. Cartea, desigur, a noastră este o carte istorică, o carte bazată pe documente, o carte științifică, ancorată în realitățile istorice ale epocii moderne în care trăiește Dincă Schileru și mai greu de citit de către neavizați. Dar materialul este, există și cartea poate fi transformată foarte frumos. Mă gândeam, având în vedere că începând de anul trecut autoritățile gorjene au început parcă să se întoarcă spre cultură mai mult decât altădată. A fost Brâncuș și o să vă următorul subiect mărturisesc, având în vedere că conduceți liceul Ecaterina și ați scris despre Ecaterina Teodoroiu, este anul care va fi Ecaterina. Da, propunerea vine și din partea subsemnatului. În ședința de luni se va discuta acest lucru și cu siguranță consilierii județeni vor accepta ca anul 2017 să se deruleze din punct de vedere cultural și sub auspiciile acestui generos personaj tot pentru istoria noastră, dar și a neamului românesc, care este Ecaterina Teodoroiu. Nu, mă gândeam că un Dincă Schileru, un personaj de la costumul lui și până la celelalte lucruri, viața politică și toate celelalte, ar putea fi un simbol al Gorjului turistic. Indiscutabil. Noi nu avem, din păcate, la acest moment, știm în ce situație este casa de la Bâlteni, iar lucruri care se amintesc cu adevărat, în afară de aceste cărți, că practic e o carte nouă de la ediție la ediție, adică exact. s-au adăugat foarte multe lucruri, nu prea amintesc alte lucruri de Dincă Schileru, deși este un simbol al Gorjului în primul rând, chiar dacă, iată, a jucat un rol important și la nivel național prin cariera parlamentară. Este rolul nostru, al celor care suntem trăitori pe meleagul unde au viețuit asemenea personaje, să-i aducem în actualitate, să-i valorificăm, pentru că pe ei avem până la urmă. Alături de, este extrem de important să exploatăm cărbunele, petrolul, piatra, lemnul, poate lemnul mai puțin, pentru că am început să
să dăm iama. Păi după ce l-au luat alții, acum când o dacă o facem rațional, e în afara legii, dar în fine, de-ale paradoxul românești. Absolut. Deci este foarte bine să le exploatăm și să le facem bani, dar foarte bine putem să scoatem bani și din trecutul nostru. Sunt țări în jurul nostru care fac din acest domeniu, din istorie, bani frumoși. Nu știu câte județe se pot mândri cu asemenea personalități. Iată, alături de Tudor Vladimirescu, de Brâncuși și de Ecaterina Teodoroiu, în ce mă privește pe mine, am reușit să scot câteva personaje la lumina zilei. Mă refer la nu numai la Dincă Schileru, ci și la Alexandru Ștefulescu sau doctorul Nicolae Haznaș. Dar ei mai sunt foarte mulți și, cum spuneați, regândită o strategie culturală care să aibă în vedere aceste lucruri ar aduce multe beneficii județului nostru. La Bâlteni, casa. Oamenii aceia care sunt acolo trebuie susținuți. Se pot face proiecte de rearanjare cumva climatului din secolul al XIX, începutul secolului 20, școala aceea iarăși pe care... Un monument de arhitectură. Un monument de arhitectură pe care el a donat-o și biserica la, mă rog, la fundarea căreia a participat. Mai există și casa aceea, castelul acela aproape de pe promontoriu. Sigur, ne gândim la și la alte locuri. De pildă, profesor universitar Ion Dijmărescu de la Schela, un cadru didactic pensionar cu mare dragoste față de meleagul natal, a făcut acea acțiune astăvară pe banii proprii, și anume acel monument, acea cruce simbolică situată pe locul unde a existat casa în care s-a născut Dincă Schileru, în Schela. Există acolo o clădire pe care noi am introdus-o în carte ca imagine și pe care ne-a semnalat-o distinsul nostru coleg inginerul Traian Pătrășcoiu, unde a fost Banca Populară Hrăboreanca. De acolo ar putea fi amenajat, ar putea, cu bani puțin se poate cumpăra de la urmași și se poate face ceva. Sigur, în acest, sau la locul rele, unde de asemenea el s-a implicat, și în câte locuri nu s-a implicat Dincă Schileru, putem face niște trasee Dincă Schileru, se pot face magazine cu care să vândă costumul schileresc, care oricum este căutat în Europa. Este căutat și în Statele Unite, da. am văzut semnale că este destul de agreat. Deci ne putem mișca, dar lucrurile acestea nu se fac numai din gură. Trebuie implicare de la autoritatea locală până la autoritatea județeană, Ministerul Culturii și așa mai departe. Lucrurile acestea trebuie să se așeze unele lângă altele. Sunt importante și ideile, că până la urmă nu poți să ai ceva concret dacă nu există mai întâi în plan mental. Până la urmă ăsta este rolul ideologiilor. Dar la baza strategiei noastre de dezvoltare a Gorjului trebuie să stea această idee a revitalizării vestigiilor trecutului. Având în vedere că conduceți filiala Gorj a Societății de Științe Istorice și avem deja experiența lui 2016, în care Brâncuși și Cola, adică centenarul primului război mondial, a permis ca elevii din toate școlile din Gorj să vină în contact cu un film despre primul război mondial, cu imagini inedite făcute de colegii de la Muzeul Județean, sau sub patronajul Muzeului Județean. Credeți că, și vorbeați de film cu Dincă Schileru sau ceva, aceste personalități ar putea fi valorificate și să ajungă și în școli, pentru că până la urmă, indiferent
ce acțiuni mari am face noi în centrul Târgu Jiului sau chiar la Bâlteni sau chiar la Schela sau și de alte personalități, până la urmă tot în școală se poate forma această dragoste pentru istoria locală, adică copiii să vină în contact cu marile personalități, pentru că vrând nevrând lecția de istorie actuală nu permite să te referi prea mult la istorie locală. Deci acestea trebuie să vină cumva pe activități extrașcolare, dar bineînțeles sub coordonarea Societății de Științe Istorice, Inspectoratului Școlar și bineînțeles a instituțiilor de cultură de la nivelul Consiliului Județean și Primăriei Târgu Jiu. Este o idee formidabilă. Acum mă și gândeam pentru anul Ecaterina Teodoroiu să, sigur că e foarte important să intre în școli cel puțin filmul despre Ecaterina Teodoroiu, care este bine realizat și poate să ajungă. Dar întorcându-ne la... Se lansează și un nou film acum. Așa? Da, da. De acela vorbim? Sau de cel artistic? Filmul artistic deja e cunoscut și e accesibil până la urmă pe internet, dar nu și în școli. Că este foarte important, foarte important să-i duci pe elevi. Noi avem senzația că dacă internetul acesta este accesibil tuturor, se și selectează ceea ce trebuie. Până la urmă, cred că rolul nostru al dascălilor este să-i direcționăm pe copii cumva și ținând cont la evaluarea din catalog de aceste preocupări ale lor. Personal am notat participarea copiilor la un moment important, este vorba de 22 decembrie, când noi de fiecare dată, și nu facem cu lucrul acesta, ca să spun așa, cu mare spectacol, cu presă și așa mai departe, noi de fiecare dată ne sărbătorim eroul nostru pe Cristian Mihai Oancea, cel care s-a sacrificat la Revoluție. Mă adresez acum în calitatea aceasta pe care ați invocat-o de președinte al filialei Goj, a Societății de Științe Istorice, profesorilor de istorie mai tineri. Și nu neapărat mai tineri, tuturor. Mai mult curaj în abordarea istoriei Gorjului. Mai multă atitudine. Nu știu, parcă au apărut aceste cărți despre Gorj și parcă au ajuns prea puțin în bibliotecile profesorilor de istorie. Îi numer pe degete pe profesorii de istorie care sunt preocupați de aparițiile editoriale ce vizează zona unde ei își desfășoară activitatea. Mai mult curaj în realizarea unui curs de istoria Gorjului. Multă vreme l-am predat la Ecaterina Teodoroiu și îi apropie pe copii de și aceste personaje. Problemă. Intră în nou plan cadru la nivel de învățământ gimnazial mai întâi, care permite și în același timp rezolvă nevoia de ore a profesorilor de istorie. Poate fi cursul de istorie locală, dar pentru asta trebuie să ai o bază, trebuie să-l faci. Absolut. Prea mult ne cramponăm de trunchiul comun și n-avem curajul să evadăm în tematici care sunt extrem de atractive. Până la urmă, o programă de istoria Gorjului ți-o faci singur, ți-o argumentezi singur, pui accent poate mai mult pe localitatea unde îți desfășori activitatea și în felul acesta îi atragem pe copii. Există în cartea aceea pe care am discutat-o la un moment dat, Bibliografia istorică a Gorjului, există prezentată, sunt pagini întregi cu monografii ale localităților noastre. N-am putea spune... Cred că pentru prima dată adunate la un loc. Adunate la un loc. Așa. N-am putea spune că gorjenii nu sunt preocupați de istoria lor. Există mulți profesori de istorie care s-au implicat și nu numai profesori, preoți, ziariști și mai departe care au făcut treabă în acest domeniu. Trebuie însă să știm despre ele, să le citim cu mare atenție, să le adaptăm situațiilor respective și cu certitudine ele vor deveni niște instrumente de educație extrem de interesante. Am făcut un schimb de experiență
De altfel, un proiect de vreo 2 ani de zile cu un orășel din Italia, unde există un gen de civilizație a caselor de piatră. Sunt exploatate atât de mult aceste forme de arhitectură medievală, de la omul de rând până la primar. Pe oricine îl întreb, știe să-ți explice. Se trăiește din așa ceva. Se vând amintiri, suveniruri legate de această civilizație a caselor de piatră. Și este foarte important. În felul acesta putem să facem și noi. Din nefericire, ați văzut, ne lovim de tot felul de piedici. Pe Constantin Brâncuș nu pot să vin suveniruri, că cine știe cine este proprietar. Da, sunt tot felul de procese, de chichițe pe care nu le mai depășim, timpul trece și noi rămânem în urmă. Este foarte important să realizăm că a venit odată timpul și el a venit de altfel de mai multă vreme ca să luăm taurul de coarne. Până la urmă trebuie să trăim din ceva. Da, și avem o istorie atât de frumoasă, mă refer la cea locală, iar Gorjul practic a fost implicat în toate marile evenimente naționale și încă, deci nu la un nivel înalt. Mă gândeam doar la, apropo de revoluționari pașoptiști, și Magheru și Tell și sunt mărturii aici la nivelul Gorjului, sunt clădiri care amintesc de cei doi. Exact. Care pot fi valorificate. Chiar în cimitir, dacă intrăm la intrare, chiar, găsim cavoul Maghiarul. Da. Cât se poate face, ce se poate face, apropo, că joi este la Târgu Jiu, de fapt mâine este la Târgu Jiu ambasadorul Poloniei, ce înseamnă Polonia la nivelul Gorjului și la nivelul Târgu Jiului. Sunt multe lucruri pe care le putem valorifica din punctul de vedere turistic dacă am dorit să facem acest lucru. Nu mai avem foarte multe minute din această emisiune, pe desfășurător așa, îmi propus să abordez acum și consilierul județean și mă refeream acum la programul, suntem practic la început unei noi guvernări, e un program de educație foarte interesant și v-aș aduce în discuție una din acele prevederi care, dacă se va realiza într-un interval de câțiva ani, practic se modernizează tot învățământul, și anume, la nivelul fiecărei comune, unde avem acele PJ-uri, personalitate juridică, școlile cu personalitate juridică, să existe, deci la nivel centralizat, să avem after school, să avem grădiniță cu program prelungit cu grupele de acestea. Cum vedeți această, dacă este realizabilă în primul rând, și cum ar dinamiza puțin viața școlară? Este foarte important un asemenea program, însă mă gândeam atunci când spuneați la numărul foarte mare de școli ultradotate și care arată bine și care sunt părăsite în ultima vreme. Adică lucrurile acestea într-adevăr trebuie făcute, avem nevoie de ele, însă după un studiu foarte clar să vedem unde putem să constatăm stabilitate demografică. Sigur, nu putem să facem lucrul acesta la milimetru, dar să începem cu zonele acestea unde încă mai avem ceva economie și să-i extindem peste tot un asemenea proiect este fantastic, pentru că îi degrevează pe părinți de niște sarcini deloc ușoare și cu siguranță efectele s-ar vedea foarte, foarte repede. Da, ar fi sunt foarte multe idei generate acolo, cum ar fi și dotările și cum ar fi, poate rezolvăm cumva acel decalaj care există, doar 2% dintre tinerii care termină mediul rural ajung să facă o facultate, mi se pare. Stau și mă gândesc la acea categorie de apostoli ai neamului care au luminat satele românești
în trecut. Ei, cam așa ceva trebuie să se întâmple la noi, pentru că, din nefericire, aveți mare dreptate cu această prezență a oamenilor calificați în mediul rural. Cu promisiunea că vom continua discuția, n-am atins nici decât o mică parte din ce ne propusasem să discutăm. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră din această seară și pentru ce ne-a spus în această emisiune. Și eu mulțumesc mult. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjean, a fost cu noi domnul profesor Gheorghe Nichifor, directorul Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu. Seară bună!